Slăvit să fie Dumnezeu! Haideți cu toții să ne ridicăm în picioare și să cântăm din cântare Este în cer o țară, un sfânt paradis, țară minunată, rai de nedescris. Țară minunată, rai de nedescris, patrie dorită, patrie de sus, țară pregătită în veci de Patrie dorită, patrie de sus, țară pregătită în veci de Iisus. Dincolo de zare este țara mea, veșnic soare, veșnic voi cânta, peste zări albastre, sus la tronul său, dincolo de astre, sus la Dumnezeu. Zări albastre, sus la tronul său, dincolo de astre, sus la Dumnezeu. Mai presus de toate, Doamne, Tu domnești. Slăv minunate, în splendor cerești, sunt și atot puternic, drept și adevărat. Doamne, Tu ești vrednic să fii lăudat. Și-a tot puternic, drept și adevărat. Doamne, Tu ești vrednic să fii lăudat. Prea iubiți frați și surori și prieteni, dacă sunteți în dimineața aceasta aici, am vrea să folosim acest timp care îl avem la dispoziție pentru a ne închina lui Dumnezeu și pe lângă faptul că un procent foarte mare din lumea creștină folosesc timpul acesta pentru altceva, am vrea să-l folosim într-un mod atât de real în a ne închina lui Dumnezeu și nu să facem asta, că dacă n-am face-o, Dumnezeu n-aș sta liniștit pe tron faptul că noi n-am face treaba asta. Facem treaba asta că avem nevoie de El, avem nevoie de ajutorul Lui, avem nevoie de El în fiecare zi și ne dăm seama că viața pe pământ e așa de scurtă și plină de necazuri, plină de nevoi, și atunci când ne împotmolim în cursul vieții și în încercările vieții, ne împotmolim, simțim așa mare nevoie de Dumnezeu să ne rugăm, să-L căutăm,
Alții se duc la mănăstiri, se duc la biserici, se duc la nu știu unde, fac tot felul de sacrificii, că doar cumva îl vor găsi pe Dumnezeu și Dumnezeu în acele momente grele o să ajute să scape de problemele vieții. Eu nu cred asta. Eu cred că copiii lui Dumnezeu atunci când trec prin nevoi, prin necazuri, să pun în genunchi și cu lacrimi, cu pocăință, cu smerenie, îl cheamă pe Dumnezeu și acolo în odăița ta, în biserica ta, dacă biserica este o biserică dovnicească, în biserica ta unde te duci, acolo vine Dumnezeu la întâlnire cu toți cei care îl caută. Eu cred asta din toată inima. În această dimineață dorim ca Domnul să binecuvinteze fiecare suflet care a venit să-L caute pe Dumnezeu și să se închine înaintea Lui și peste toate acestea, gândul sublim pe care trebuie să-L avem de fiecare dată când venim aici, venim să ne pocăim, venim să fim mai buni, venim să fim mai aproape de cer, mai aproape de Dumnezeu. Aș vrea să citesc un verset și nu vreau să-l traduc în dimineața aceasta, în care Domnul Hristos de fiecare dată cunoștea nevoile oamenilor, cunoștea durerile lor, cunoștea zbaterile lor, nevoia după Dumnezeu și de fiecare dată avea un cuvânt extraordinar care le împlinea nevoile. Scrie Evanghelistul Matei, capitolul 7, versul 29, despre Domnul Hristos, că El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învăța cărturarii lor. Totdeauna El avea cuvânt și avea putere. Transmitea un mesaj în care răscolea sufletele oamenilor. Avea un mesaj care ridica, avea un mesaj care vindeca. Avea o rugăciune atât de simplă, a binecuvântat pâinile și le-a împărțit pâinile și s-au săturat mii de oameni. Extraordinar! Făcea miracole! În această dimineață spune Biblia așa în capitolul 7 din Ioan, versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a prasnicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și întrebare și răspuns și o să ne rugăm. Dacă ai venit la El și El a știut, a cunoscut setea, nevoia acestui popor după El, după Dumnezeu, că tot ce făceau ei până atunci erau ritualuri, erau lucruri obișnuite care îl ținea pe Dumnezeu la distanță. Iar acum Domnul spune: dacă voi sunteți însetați, veniți la mine să vă dau eu din apa aceea vie. Și acum eu întreb: dacă ai băut din apa aceea vie, cum ești acum? Ce dai afară? Și spune că spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Vedeți, după ce bei din această și apă vie și crezi în Hristos, din inima ta curg râuri de apă vie. Și o întrebare pentru toți pentecostalii, toți baptiștii, toți evanghelicii: ce râuri curg din inima ta? Ce râuri curg din inima ta? Dacă te-ai întâlnit cu Hristos și dacă te-ai pocăit cu adevărat și dacă te-ai născut din nou și dacă ești pe calea mântuirii, tu trebuie în fiecare zi să dai din tine afară râuri de apă vie și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Cu toții ne închinăm.
Vă rog să ocupați locurile. În continuare, să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare comună, apoi fratele Oliviu Daniliuc ne va conduce în următoarea rugăciune. Brațe sfinte, mamelor ce aveți copii, aduceți azi la Iisus, El să le dea bucurii. Viața lor în lume, El s-o încunune, cu al harului sfinte ca mereu. În orice încercare și împrejurare să nădăjduiască în Dumnezeu. Viața lor în lume, El să o încunune cu al harul sfinte ca mereu. În orice încercare și împrejurare să nădăjduiască în Dumnezeu. Sfânt fie-vă credința când cu ei vă apropiați. Semnul binecuvântării de la El să căpătați. Pentru fii voștri cei chemați pe nume, ce ca roade Domnul vi-a dat. Mulțumiți din inimi că în această lume Dumnezeu va binecuvânta. Pentru fiii voștri, cei chemați pe nume, ce ca roade Domnul i-a dat. Mulțumiți din inimi că în această lume Dumnezeu va binecuvânta. Voi purtați nume mărețe, mame, toți vă zic în glas. Însă nu uitați pe Domnul să-L chemați la orice pas. Cel mai scump pe nume, numele de mamă, chipul e plăpând când îl privim. Ne-amintim de Iisus, ce spre El ne cheamă, să ne dea din harul Lui divin. Cel mai scump pe lume, numele de mamă, chipul ei plăcând când îl privim. Ne-amintim de Iisus, ce spre El ne cheamă, să ne dea din harul Lui divin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Îl lăudăm pe El cu toții și dăm slavă pentru dimineața aceasta și numele Lui să fie slăvit în veci. Amin. Aș dori să citesc din Genesa, capitolul 16, versetul 13, care spune: Ea, Agar, a numit numele Domnului care vorbise: Tu ești Dumnezeu care mă vede. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu căci El este acela care ne vede. Și pentru lucrul acesta ar trebui să îl slăvim și să-i aducem mulțumire, pentru că El este deasupra noastră și El ne vede. Pentru că aici se vorbește despre conflictul care este dintre lege și har. Apostolul Pavel spune lucrul acesta în Galateni, capitolul 4, de pilda Agarei și a Sarei, și spune versetul 29: Și cum s-a întâmplat atunci că cel firesc, s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse
prin Duhul. Tot așa se întâmplă și acum. Și 5:17 spune că și firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice. Există acest conflict pe care noi zilnic, aș putea zice că l-avem, firea se luptă împotriva Duhului. Și îl rog pe Dumnezeu să ne dea putere și biruință în lumea aceasta, pentru ca să fim pregătiți pentru ziua aceea când ne vom întâlni cu El, ca să fim biruitori, căci trebuie să fim declarați de El biruitori pentru lucrul acesta. Agar spune cuvântul Dumnezeu căci ea a disprețuit pe Sara. Există această tendință și este normal ca cel firesc să prigonească. Agar reprezentând, cum am spus, legământul cel care a fost dat la muntele Sinai, legământul legii, reprezintă firea pământească. Și vedem că Agar a prigonit, a disprețuit când ea în Sarai a rămas însărcinată și spune că a privit cu dispreț. Dumnezeu să ne dea putere ca să nu fim oameni firești, ca să privim cu dispreț pe ceilalți și să nu disprețuim pe alții. Dar un alt lucru este aici, căci și cei duhovnicești spune că Sarai s-a purtat rău cu ea. Mă gândesc la pilda fiului risipitor, când fiul risipitor a venit acasă. Tatăl, stăpânul, l-a primit înapoi, dar fratele cel mare spune că s-a supărat foarte rău că ce-a venit înapoi. Am dorit ca să avem această atitudine față de cei care vin în biserică, care au fost plecați, ca cei care vin. Dumnezeu să îi binecuvinteze și Dumnezeu îi primește înapoi, dar să avem inimile deschise și noi, ca să nu ne purtăm rău cu alții care probabil au căzut și au venit înapoi. Dumnezeu să le dea putere să se întoarcă înapoi ca fiul risipitor. Și noi să ne purtăm frumos și bine cu ei. Dumnezeu să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Tu ești Dumnezeu care mă vede sub acest genenic, aș vrea să amintesc din Genesa 29, versetul 32. Spune că Lea a născut un fiu și i-a pus numele Ruben, zicând, vedeți fiu, și spune acolo, Domnul a văzut mâhnirea mea. Dumnezeu este acela care vede și luptele, cum am spus, vede și toate circumstanțele, dar vede și mâhnirea. Probabil că nu ne gândim că Dumnezeu ține cont de anumite mâhniri din viața omului, de anumite supărări și întristări care apar din anumite motive. Domnul a văzut mâhnirea, a spus Lea. Spune aici cuvântul Dumnezeu căci Esau, în Geneza 26:35, Esau a avut două soții, două neveste și-a luat Iudita și Basmat. Spune că ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebeca. S-ar putea să fie lucruri care să aducă amărăciune sufletelor noastre, al cuiva din locul acesta, dar Dumnezeu aduce mângâiere și aduce acest cuvânt și zice căci El vede și mâhnirea. Probabil care mulți o au pentru fiilor, pentru soții, pentru soțiile, pentru părinții. Sunt probabil mâhniți, dar Dumnezeu vede și lucrul acesta. Și zic ca Dumnezeu să dea un răspuns, Dumnezeu să privească din cer și să aducă rezolvare și soluție. Din Genesa 31:42 spune cuvântul Dumnezeu căci Iacov menționează zicând, dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avram, pe acela de care se teme Isaac, spune lui Laban, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale, dar Dumnezeu a văzut suferința și osteniala mâinilor mele. Știm cu toții ceea ce a lucrat Iacov la socrul său Laban și spune că Dumnezeu a văzut suferința și lucrul mâinilor lui. Spune că ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig. Și versetul 7 din 31 spune, dar Dumnezeu n-a îngăduit să mă păgubească. Să știți că Dumnezeu vede și lucrarea mâinilor noastre care o facem. Vede și activitatea din biserică pe care o avem sau pe care nu o avem.
Vede Dumnezeu cât lucrăm pentru El. Și Apostolul în 1 Ioan, în 2 Ioan spune că în versetul 8, păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre. Dumnezeu este acela care vede lucrarea fiecăruia din noi, fiecăruia dintre noi, vede lucrarea pe care o avem și El nu va lăsa nerăsplătită lucrarea pe care o face formațiile din locul acesta, nu va lăsa nerăsplătită. Dumnezeu să binecuvinteze lucrul acesta și să ne ajute să lucrăm așa cum a lucrat Iacov, cu tot ce a avut el, cu toată puterea lui, pentru că astfel Dumnezeu nu a îngăduit să-i îi se piardă rodul muncii lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Spune în Exod 33:7, spune că Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu. Este, putem să continuăm mult mai mult, că Dumnezeu este acela care vede toate lucrurile pe care le are fiecare în inima Lui și probabil spun mulți că Dumnezeu nu ia seamă, dar Dumnezeu este acela care vede și în inimă și vede și suferința și spune că a auzit strigătele israeliților care au ajuns până la El. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta și în Numeri aș dori ca acesta să fie rugăciunea noastră, acest îndemn să fie rugăciunea noastră în această dimineață, care spune acolo că Domnul să facă să lumineze fața Lui. Este o dorință, așa cum am spus, pe care noi ar trebui să o avem, ca Dumnezeu să aibă fața Lui îndreptată spre noi. Pentru că este și binecuvântare de copii. Ne rugăm pentru noi toți ca Dumnezeu să aibă fața Lui îndreptată spre noi. Pentru că dacă Dumnezeu își ia ochii despre noi, cel rău nu stă nepăsător și spune, Domnul să-și înalțe fața peste tine. Dorim lucrul acesta, să-L avem pe Dumnezeu ca sprijin și ajutor în orice vreme, dar El să aibă ochii îndreptați înspre noi și zic să ne ridicăm cu aceste gânduri și să facem ca Dumnezeu să rugăm pe Dumnezeu ca El să lucreze în inimile și în viețile noastre. Amin. Thank you.
Vă rog să ocupați locurile. În continuare o să dăm loc fanfarei care va lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi corul și în urmă fratele Călin Mic ne va conduce în următoarea rugăciune pentru frați, pentru surori, pentru cei care sunt la capătul puterilor și probabil trăiesc momente foarte grele. Ne rugăm ca Domnul să se îndure de ei. Amin.
Slavă Domnului! Frumoase cuvinte, frumoasă cântare, atât fanfara, corul, frumoase cuvinte și la îndemnurile care au fost la deschidere, Dumnezeu să primească jertfele noastre, Dumnezeu să primească închinarea noastră și în continuare toată slujba care va avea loc aici, în casa de închinare, să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne asculte rugăciunea, Dumnezeu să dea izbândă, Dumnezeu să aducă tămăduire și vindecare sufletelor noastre și așa cum se spunea încă de la început, ziua aceasta să fie într-adevăr o zi în care să devenim tot mai buni, să devenim mai buni, mai sfinți, mai aproape de cer, să semănăm tot mai mult cu El. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Aș dori să citesc un verset. Vrem să aducem rugăciunea aceasta, să venim înaintea Domnului cu cauzele noastre. Și în privința aceasta aș dori să citesc doar un singur verset din Cartea Proverbele, capitolul 17 cu versetul 25. Înțeleptul Solomon spunea astfel: un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Desigur, aș dori să aduc îndemnul acesta și versetul acesta să-l aduc în contextul sărbătorii pe care avem în această dimineață, acesta de al binecuvântării de copii. Și dacă ne uităm în viața de zi cu zi, apar necazuri, vin necazuri și aici a ajuns bilete și biserica se confruntă și avem probleme, frați care suferă. Și este dureros să mergi la spital și să fii diagnosticat cu o boală incurabilă, nu? Să spună medicul după o analiză amănunțită: aveți boala aceasta, din punct de vedere omenesc nu se mai poate face nimic. Dar bineînțeles, noi credem că ceea ce e cu neputință la oameni, la Dumnezeu, este cu putință. Este dureros și este greu să ai în familie copii bolnavi, care s-au născut bolnavi. Și suferă nu doar copilul, suferă întreaga familie. Dar am citit versetul acesta în dimineața aceasta, că ceea ce poate provoca mult necaz, multă durere, multă suferință într-o familie, ceea ce poate aduce multă tulburare și multe bătăi de cap unor părinți, chiar duhovnicești, spirituali, este un copil, un fiu care nu este bun, Biblia îl numește nebun. Un fiu care nu vrea să ia seama la învățătură, un fiu care nu ascultă de părinți, un fiu care se duce la școală și urechea lui apleacă mai mult la ce spun colegii, la ce spune profesorul, la ce învață acolo, că nu există Dumnezeu, că nu există rai, că nu există nimic. Și vine acasă și îl chem la biserică și vezi că începe să fie răzvrătit și nu ascultă. Și aduce mult necaz. Atâția frați și chiar slujitori, am ascultat mărturisiri care spun, am vorbit oamenilor despre Dumnezeu, le-am vestit Evanghelia, s-au întors oameni prin propovăduirea mesajului pe care l-am adus, s-au întors oameni la Dumnezeu prin predicile mele. Dar mi-am neglijat copiii. Și acum sufăr, spuneau frații respectivi. Am dorit să ne rugăm în prima parte a rugăciunii: Doamne, întoarce la Tine pe copiii care s-au depărtat din casa aceasta, din familiile noastre care sunt bolnavi spiritual. Întoarce-i la Tine. Vrem să fie totdeauna copilași aceștia care astăzi sunt aici, gingași, ținuți în brațe, copii mai mari, să fie totdeauna, nu doar acum, o bucurie pentru părinți, ci și când vor fi mari, când se vor căsători, când își vor alege în viață o meserie, vor alege ce vor face, când
să le aleagă pe Dumnezeu și să fie o bucurie totdeauna pentru familie. Cuvântul spune despre Avram, omul lui Dumnezeu, și aș dori să citesc, după care să ne rugăm. Avram, capitolul 18, spune, Dumnezeu declară despre omul acesta, omul credinț, omul credincios, căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el, să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Vrem într-o zi să împlinească Dumnezeu ceea ce a promis în dreptul familiilor noastre? Haideți să învățăm pe copiii noștri, să nu ne bizuim pe ceea ce învață la școală. E bine să îi trimitem la școală, dar acasă noi trebuie să învățăm pe copii calea lui Dumnezeu, să fie oameni, să urmărească, să meargă pe calea oamenilor de bine, să urmărească ceea ce este drept și bine înaintea lui Dumnezeu, să fie altfel decât cei din societatea în care trăim. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Aș dori să citesc și un verset în a doua parte a rugăciunii, să ne rugăm pentru toți cei care îi cunoaștem și trec prin momente dificile, așa cum spuneam. Ne-am mai rugat pentru cazul acesta, să ne rugăm pentru sora Monica din Cozlada, bolnavă de cancer, ca Domnul să se îndure de ea. Amin! Să ne rugăm cu credință de plină și Dumnezeu, care poate totul, să privească cu ochi de milă și de îndurare și spre cauza aceasta. Dumnezeu să asculte strigătele noastre, Dumnezeu să ne binecuvânteze cu copiii buni, ascultători, care să fie totdeauna o binecuvântare pentru părinți. Amin. Vă invit să vă ridicați pe picioare și să ne închinăm Domnului.
Preobiților, am dorit să încheiem această rugăciune pentru surori, pentru frați care, sigur, noi n-am trecut niciodată pe acolo, așa cum spunea Domnul Iosua când a trecut Iordanul, pregătiți-vă să treceți Iordanul, să luați câte o piatră din Iordan, să o duceți cu voi, pentru că pe drumul acesta n-ați mai trecut niciodată. Sunt frați și surori care n-au mai trecut pe drumul ăsta niciodată. Drumul suferinței, drumul calvarului, pentru unii drumul spre finalul vieții. Am vrea să-i dăm un microfon la frate Ionel Sidor, care va continua această rugăciune, ca Domnul să se îndure și să aducă izbăvire. Amin. Sfinte Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, venim să-ți mulțumim pentru harul binecuvântat de a putea sta în prezența Sfințeniei Tale din toată inima împreună cu Biserica. Îți mulțumim, Dumnezeul nostru! Îți mulțumim că ești viu, ești adevărat, ești în mijlocul nostru! Îți mulțumim, Doamne, că așa cum spunea Agar, Tu ești Dumnezeu care ne vezi, mărire Ție! Glorie numărului Tău, aleluia! Și ce minunat spunea ea, că ochii mei au văzut spatele celui viu! Deschide-ne ochii să te vedem, Dumnezeul slave, și în dimineața aceasta, și te rog prin Duhul Sfânt, coboară în orice inimă. Cercetează-ne, Dumnezeule, avem nevoie de Tine, avem nevoie de mângâierea Ta, avem nevoie de pacea Ta, avem nevoie de Duhul Tău în inimile noastre, de acel izvor de apă vie care se spunea, o, te rog, proslăvește-ți numele. Îți mulțumim că ești viu, ești la dreapta Tatălui și îți mulțumim că ai trimis Duhul Tău în viețile noastre, în inimile noastre. Te rog frumos, lucrează în mijlocul nostru. Te rog, binecuvintează fiecare inimă, fiecare suflet care și în dimineața aceasta a venit cu dorința să se apropie de Tine. Lasă-te găsit și lasă îndurarea și binecuvântarea Ta peste fiecare inimă. Mă rog, pentru cauzele bisericii, vin, Doamne, cu smerenie, cu umilință înaintea Ta, înaintea Dumnezeu viu, înaintea Dumnezeu atotputernic, acel care, Doamne, ții în mână universul acesta și viețile noastre, la cuvântul Tău iau lucruri ființă, te rog, în dimineața aceasta spune un cuvânt, aleluia, mângâie orice inimă, atinge-te de orice rană, lasă balsam vindecător, Iisuse scump, ridică starea, binecuvintează Dumnezeul nostru tineretul casei Tale, copiii noștri, te rog, Doamne, să-i cercetezi, te rog prin Duhul Sfânt să le deschizi inima, mintea, fă să te primească, fă să te înțeleagă și te rog să te urmeze din toată inima lor. Mă rog, Iisuse scump, binecuvintează, Doamne, familie biserice. Se spunea că dacă sunt, Doamne, suflete dărâmate, te rog, ridică, te rog, mângâie. Fie dimineața când să te atingi, Doamne, dimineața când să lucrezi, Dumnezeul nostru, când dimineața când să dai putere și prin Duhul Sfânt să întărești. Mă rog, Doamne, lasă binecuvântarea Ta, lasă îndurarea Ta peste noi, peste familiile noastre, peste acești doi copii, Doamne, te rog, îndură-te, îți mulțumim că ne asculți, Tată. Toate aceste lucruri ți le-am cerut în numele scump și prețios al Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim că ne asculți de acum și până în veci. Amin. Vă invit să ocupați locurile. În continuare, grupul ne va conduce într-o cântare comună, apoi frățiorii Marc vor lăuda și ei pe Domnul cu o cântare. În timpul acesta vom face și colecta. După frățiorii Marc, apoi sora Roxana va lăuda pe Domnul cu o cântare. După sora Roxana să anunțăm grupa mică de copii. După grupa mică, apoi corul și fanfara și după fanfara, apoi grupa mare de copii vor lăuda și ei pe Domnul cu o cântare.
Domnul știe gândurile tale, numai Domnul, numai Domnul, numai El șterge lacrimile tale, numai Domnul. Domnul, numai El te înțelege, poate lanțuri să deslege și transformă biruință, tripeluș de suferință, doar El te-a purtat pe brațe, cel viclean. Să nu te înhațe, El te-a smuls din întuneric, Domnul cel atotputernic. Numai Domnul ascultă rugăciunea taină, numai Domnul, numai Domnul. Numai Domnul îți albește a ta haină, numai Domnul, numai Domnul. Numai El te înțelege, poate lanțul să deslege și transformă biruință, clipeluși de suferință, doar El te-a purtat pe brațe, cel viclean, să nu te înhațe, El te-a smuls din întuneric, Domnul cel atotputernic. Numai Domnul face prin pustiu o cale, numai Domnul, numai Domnul. Numai El e steagul biruinței tale, numai Domnul, numai Domnul. Numai El te înțelege, poate lanțuri să deslege și transformă biruință, clipeluș de suferință, doar El te-a purtat pe brațe, cel viclean, să nu te înhațe, El te-a spus din întuneric, Domnul cel atotputernic. Poate lanțul să deslege și transformă biruință, clipeluș de suferință, doar El te-a purtat pe brațe, cel viclean, să nu te înhațe, El te-a smuls din întuneric, Domnul cel
Ne cheamă Domnul ascultare, prin gând, vorbire și umblare, să fim lumină, să fim sare. Ne cheamă Domnul în lucrare. De ce nu tu, de ce nu tu, cărarea dulce a iubirii s-o urmezi? De ce nu tu, de ce nu tu, în tine darul ce-ai primit să-mi flăcărez? E o luptă tare îndârjită și turma lui e greu lovită. Mulți caută să ne rătăcească și adevărul să-l umbrească. De ce nu tu, de ce nu tu, în adevăr să umbli până la sfârșit? De ce nu tu, de ce nu tu, să fii în clocot gata chiar să fii jertfit? Suntem chemați ca să slujim și în spărtură noi să fim, în rugăciune și în post, viața s-o trăim cu rost. De ce nu tu, de ce nu tu, în rugăciune să vorbești cu Dumnezeu? De ce nu tu, de ce nu tu, în viața ta oricând să asculți cuvântul său? N-ai vrea și tu, n-ai vrea și tu, pe calea îngustă cu iubire să pășești? N-ai vrea și tu, n-ai vrea și tu, prin Duhul Sfânt ispita grea s-o
Dumnezeu, mare-i Domnul nostru, Dumnezeu suprem.
urmează grupa mare să vină să laude pe Domnul și după aceea fratele Petrică Zăgrean împreună cu familia, cred că au pregătit și ei o cântare, după grupa mare le dăm loc. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntrul casei tale. Copiii tăi stau ca niște leastări de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul, să te binecuvinteze Domnul din Sion și să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale, și să vezi pe copiii copiilor tăi, pacea să fie peste Israel. Psalmul 142. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui, să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se veselească fiii Sidonului de curatul lor, să laude numele Lui cu jocuri, să laude cu tova și cu harpa, căci Domnul are plăcere de poporul Său și se veste pe cei nenorociți mântuindu-i, se salte de bucurie credincioșilor Lui, îmbrăcați în slavă, se scoate strigăte de bucurie în asternutul lor, laudele Lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăisuri în mâna lor, să facă răzbunare asupra neamurilor, să pedețească poporele, să lege pe împăraților cu lămturi și pe mai marilor cu o veste de fier, ca să le aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșilor Lui. Lăudați pe Domnul. Amin. Dorința mea e să fiu așa cum vrea Hristos. Eu știu că trebuie să lupt, să fiu evlavios, chiar dacă e mai ușor. Să fiu indiferent, doresc pe Iisus să-L urmez, să am comor în cer. Dorința mea e să fiu așa cum vrea Hristos. Să-mi știu că trebuie să lupt, să fiu evlavios, chiar dacă e mai ușor. Să fiu indiferent, doresc pe Iisus să-L urmez, să am comor în cer. Că-și vorba ta cum ești tu cu adevărat, timpul
Dorința mea e să fiu exemplu ca Iisus, să pot să iert și să iubesc, cum El mereu ne-a spus, să fiu motiv de bucurie în familia mea. Te rog să mă ajuți, fii tu tăria mea. Dorința mea e să fiu exemplu ca Iisus, să pot să iert și să iubesc, cum El mereu ne-a spus, să fiu motiv de bucurie în familia mea. Te rog să mă ajuți, fii tu tăria mea. În continuare o să ascultăm predica în dimineața aceasta. Avem două familii la binecuvântare, familia Pop, Cornel și Estera. Pentru mine sunt un miracol că Estera este aici, cum a ieșit puțin până afară, să nu vă faceți probleme. A fost în comă după ce i-au extras copilul și medicii nu știu dacă mai dădea vreo șansă să trăiască, dar Dumnezeu e bun și mare. Lucas putea să fie orfan de mamă acum și Estera să nu mai fie. Multe lucruri în lumea aceasta care nu le înțelegem, dar Dumnezeu e bun și mare și în această dimineață Lucas este aici cu mama lui, cu Estera. Ne bucurăm pentru asta. Apoi avem și pe familia Rus, Viorel și Damaris, l-au adus pe micuțul Isaac la binecuvântare. Ne rugăm ca Domnul să îi binecuvinteze. Isaac înseamnă cel ce râde, cel vesel. Sigur că atunci când l-a dus Avram pe multe moria, cred că Isaac n-a râs atunci. Atunci n-a râs, l-a trecut Dumnezeu printr-o probă extraordinară pe Avram și pe Isaac. Cred că fenomenul ăla al jertfei lui Isaac acolo pe lemne, pe Moria, l-au determinat pe Isaac să rămână ancorat de Dumnezeu și a transmis apoi lui Iacov și celorlalți
pe Jehova, pe Dumnezeu. Așa că vom asculta un mesaj pentru binecuvântări, adică pentru educarea copiilor și a părinților. Am așa o durere, voi îmbătrâni, adică am îmbătrânit într-un fel, nu tare bătrân, unii m-au făcut mai bătrân de cum sunt, așa, nu sunt așa bătrân încă, cred că acum sunt cel mai puternic. Sunt cel mai puternic. Și îmi dau seama câtă slăbiciune avem în a înfrunta curentul acestei lumi care vine ca o avalanșă, ca o furtună să ne ia copiii și nu vin într-un mod frontal așa și într-un mod diplomatic, viclean. Dacă mai țin o generație, după asta și eu să am 90 de ani. Mă gândesc cum vor arăta tinerii, bisericile. Mă gândesc la 90 de ani să mai vin în baston, oare să mai duc la biserică sau să nu mai duc. Mă uit și văd cum o să arate biserica și o să recit poezia Mama de George Coșbuc. Am vrea să continuăm serviciul dimineața aceasta. Puteam să zic și poezia Mama, dar o zic cu altă ocazie. Așa că, fratele Petrică, Domnul să-l binecuvinteze, ne va da câteva sfaturi, câteva învățături și poate că din sutele de oameni aici, de copii, poate cineva va pune la inimă. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Vă invit să vă ridicați cu toții pe picioare și cei care aveți Sfânta Scriptură la dumneavoastră, aș vrea să deschideți împreună cu mine, chiar dacă citirea va fi foarte scurtă, dar aș vrea să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și în dimineața zilei de astăzi. Și vreau să citesc un singur verset din Proverbe, capitolul 22, versetul 6. Vă spun și pagina, pentru că am întâlnit o soră mie foarte dragă în două biserici care, când m-a ridicat, spunea: frate, numărul de la pagină, 659. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne este o învățătură pentru fiecare. M-am gândit pentru dimineața zilei de astăzi să fie o învățătură pentru toate generațiile. Fratele Gavrilă chiar anticipa și spunea despre generații și haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu și care sunt cerințele fiecăruia dintre lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Amin. Vă invit să vă redeocupați locurile. Mă bucur că în această dimineață, prin harul și îndurarea lui Dumnezeu, suntem în prezența Sa. În locul acesta este o zi de sărbătoare, așa cum am auzit. Cei doi băieței care, cele două familii, i-au adus la binecuvântare, sunt motivul de bucurie pentru familia Zăgrean lărgită. Dumnezeu să-i binecuvinteze atât pe cei mici, cât și pe cei vârstnici. Chiar dacă nu vor să recunoască vârsta, dar asta e. Timpul trece, nu ne întreabă pe nimeni dacă vrem sau nu vrem, dar ne mulțumim cu ceea ce primim din mâna lui Dumnezeu. Am văzut că în urma celor două grupe de copii care au cântat în dimineața zilei de astăzi, am văzut că s-a făcut așa un pic de transformare, parcă starea s-a mai schimbat puțin. Am văzut că ați fost foarte atenți la copiii dumneavoastră când s-au ridicat să cânte, când au venit înaintea noastră cu o slujbă. Zic ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei, dar și pe dumneavoastră ca și părinți. Cuvântul acesta pe care l-am citit începe cu învață. Și acum cuvântul ăsta de a învăța, poate veți spune, da, se referă numai la părinți. Sau cuvântul de a învăța se referă numai a fi un îndemn pentru părinte ca să-și învețe copiii. Dar n-ar vrea în dimineața zilele de astăzi, plecând din locul acesta, să spuneți: bă, noi am venit degeaba la biserică pentru că astăzi s-a vorbit numai despre părinți și nu și despre copii. N-ar vrea să strig duminica la nimeni. Dar cuvântul ăsta se referă atât la o generație cât și cealaltă. Învață pe copil calea. Ca
să ținem mai bine minte. M-am gândit să-i pun un titlu la cuvântul ăsta, la predica aceasta, chiar dacă vreau să mă limitez să fiu cât de scurt. Să fie ce semene astăzi, vei secera în viitor. Învață-l. Niciodată un agricultor nu s-a ridicat să semene în oricare pământ. Oriunde. Întotdeauna este nevoie de o pregătire, nu-i așa? Dar înainte de pregătirea aia trebuie să fie și o curățenie, o curățire. Chiar dacă mocheta asta e curată astăzi, nu? Eu nu vin și mă pun și seamăn pe mocheta asta și vin și o ud că trag nădejde că odată o să culeg ceva de aici. Noi când ne referim la pământul inimilor copiilor noștri. Pentru că trăim într-o vreme atât de confuză, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Când la un moment dat zici, mă, nu mai știu ce să mai cred. Nu mai știu pe unde să o apuc. Sunt învățăturile astea care sunt aduse dintr-o parte sau în alta și facă toate acestea să o introducă, să pună în inimile noastre un confuzie, o stare de asta care... În această dimineață vedem în versetul acesta pe care l-am citit că nu este un îndemn pentru părinți ca să-și învețe copiii. Este o obligație. Vreau să citesc câteva versete dintr-un text care merge în paralel cu versetul care l-am citit și vreau să deschideți împreună cu mine la Psalmul 78, începând cu versetul 3. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamul de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-am făcut. Continui citirea până la versetul 8, inclusiv și pe urmă le luăm pe rând. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel, a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care se vor face mari, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Versetul 8. Să nu fie ca părinții lor, un neam neascultător și răzbrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Când vorbim despre a învăța, când vorbim despre o obligație, acolo trebuie neapărat să fie și poruncă. În această dimineață, fratele mic anticipa versetul acela din Geneza, capitolul 18, versetele 17, versetul 19, unde când Dumnezeu îi spune lui Avram, pentru că îmi este atât de aproape de inima mea, vreau să-i spun să facă din... și pentru că știu că va porunci copiilor lui, vreau să mă ocup și de familia lui și vreau să-i spun lui, pentru că știu că el transmite copiilor lui generației următoare care vine după el. În versetele care le-am citit în această dimineață din Psalmul 78, ne învață ce știm, ce am auzit, ce ne-au povestit părinții noștri. Și vă rog frumos să fiți atenți la următorul verset, la prima parte. Nu vom ascunde de copiii lor. M-am gândit că este o greșeală, dar nu. Ce am auzit de la părinții noștri, ce știm de la părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor. Cine sunt copiilor? Copiii cui? A părinților noștri. Cine sunt ăștia? Frații noștri din generația aceasta. Nu vom ascunde de copiii părinților noștri. Și merge mai departe și zice, ci vom vesti neamului de oameni care va veni după noi. Ce trebuie să facă. Dar noi întâi trebuie să începem cu generația noastră și să continuăm cu generația care va veni. Este o antepregătire pentru cei care vor veni după noi. Pentru că să știți că întotdeauna Dumnezeu a căutat încă de la începutul lumii să pregătească pe cei care vor urma după părinți. Începem cu cei de lângă noi, începem cu cei din generația noastră și continuăm cu copiii noștri. Și ce spune aici?
ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului. De unde sunt preluate laudele Domnului? De la părinții noștri. De la părinții noștri sunt preluate laudele Domnului. Poate vei spune, păi frate, ce vrei să spui cu treaba asta? Hai să vedem și vă pun câteva întrebări, că aș vrea să fiți mai atenți, nu că nu sunteți, Domnul să vă binecuvinteze, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, dar știți dumneavoastră care a fost primul care a cântat, primul cântăreț? Nu ne spune nimica despre partitura lui, nu ne spune despre cuvintele cântărilor lui, nu știm nimic. A fost unul care trebuie să-și cunoașteți, pentru că din prima carte a Sfintei Scripturi, care e cea mai citită. În capitolul 4, versetul 21, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Iubal, omul ăsta, Genesa, capitolul 4, versetul 21, despre Iubal, numele fratelui său, era Iubal, el a fost tatăl tuturor celor care cântă, celor ce cântă cu lăuta și cu cavalul. Ăsta a fost primul care a cântat, cu lăuta și cavalul. Dar noi cunoaștem cuvintele cântărilor. Dar mergem mai departe, hai să mergem în a doua carte a Sfintei Scripturi. În Exod capitolul 15, acolo vedem, nu cunoaștem linia melodică a cântării, dar cunoaștem cuvintele. Și cuvintele acestea sunt transmise și pe mai departe. Începând cu versetul 1, 2 sau cred că începând cu versetele 3, spune că atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Și continuă. Am împărțit eu cuvintele acestea și am dedus că să fi fost acolo vreo 10 sau 12 strofe. Dar haideți să vă spun ceva. Cuvintele acestei cântări au fost scrise de un om gângav. Cuvintele acestei cântări care le avem în Sfânta Scriptură au fost scrise de unul care avea vorbirea foarte grea. Am avut ocazia atât în România cât și în Spania să fiu aproape de oameni care au problema aceasta, problema în vorbire. Știți cât de greu te înțelegi cu ei? Și acum nu vreau să creadă cineva că eu îmi bat joc de cineva. N-absolut deloc. Pentru că am căutat să fiu mai aproape de inima lui oamenii ăștia. Știți că de multe ori așa se supărau de rău când erau imitați. Pentru că pentru vorbirea lor. Dar atât de mult se bucurau când stăteai și îți făceai timp pentru ei, aveai răbdare cu vorbirea lor. Păi gândiți-vă dumneavoastră când Moise, omul ăsta cu vorbirea aceasta greoaie, s-a ridicat în fața unei mulțimi de 2 milioane de oameni, să fi fost aproximativ, și să spună, vreau să cânt o cântare. Gândiți-vă dumneavoastră câtă răbdare le-a trebuit la evreii ăia. Dar numai că să o cânte, să ia, să deschidă harfa și hai să o cântăm. Păi stai că trebuie să o compun. Vedeți dumneavoastră, și cântarea aceasta este preluată și o găsim în Deuteronom. Schimbată puțin, în Deuteronom, capitolul 32, acolo găsim o cântare mult mai lungă, mai mult de dublu ca și asta. Numai că de data asta Aron nu era lângă el să le mai traducă, să le mai spună câte, dacă vrea să spună un cuvânt, să fie ajutat de Aron. De data asta este Iosua, un alt slujitor, dar cântarea asta o găsim în Apocalipsa, capitolul 15, se vorbește despre ea. Și este cântată de cineva. Pune-te, rog, Apocalipsa, capitolul 15, versetul 3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale împărate al neamurilor. Pune-te, rog, versetul 2. Să vedem cine cântau. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe marea de sticlă cu lăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numărul numelui ei. Vedeți? O cântare cântată de un om cu problemă în vorbire este preluată și este cântată în cerul lui Dumnezeu. De aceea ne învață cuvântul lui Dumnezeu, întâi trebuie să le vestim. Este foarte mare deosebire, dacă am fost atenți, la cuvântul pe care l-am citit din Psalmul 78,
ce trebuie să vestim și ce trebuie să poruncim. Vestim laudele, vestim apropiaților noștri, celor din generația noastră, noi le vestim, dar cei care vin după noi, pentru ei trebuie să fie o poruncă. Laudele Domnului, vei spune acum, frate, fă-ne să înțelegem, tu cu care ești de acord, cu cântările vechi sau cu cântările noi? Trebuie să fim foarte atenți și să fim foarte bine luminați și în dreptul acesta să facem deosebire care este diferența dintre cântările vechi și cântările învechite. Și vă întreb, Biblia este o carte veche sau este o carte învechită? Și vă rog să răspundeți fiecare. Cântările pentru mine, și vă dau răspuns, cântările pentru mine, indiferent că este o cântare veche sau este o cântare nouă, dacă are esență din Dumnezeu, mie îmi plac toate. Dar dacă n-are nimic, le mai spuneam și copiilor, uite, cântarea asta nu prea, cântarea asta e foarte frumoasă. Într-o zi chiar, când vineri am venit împreună cu fetița noastră mai mică și aveam radio pus. Și a început să cânte acolo, zice, așa e, tati, că cântarea asta nu-i pocăită. Păi, nu. Dar așa e că următoare, după ce s-a terminat cântarea respectivă, a pus altă cântare tot la radio și zice, așa e că cântarea asta îi place la Iisus. Le învățăm de la copiii noștri de 7 ani. Dar apoi noi care sunteți mai mărișori, care sunteți mai, să spunem așa, cu mai multă putere, mai multă gândire. Dar pe dumneavoastră, cum l-alegeți? Ce cântăm? Că astea sunt laudele Domnului pe care le-am preluat de la părinții noștri. Dați-mi voie că părinții noștri sau ceea ce s-au compus acum, nu sunt compuse, sunt compuse din generația noastră, dar nu este din generația părinților noștri. Și asta, vă repet, nu înseamnă că orice cântare care este compus acum nouă, este o cântare care nu-i plăcută lui Iisus, cum spunea fetița mea. Sunt cântări care te ung, care te ating la inimă, dar sunt cântări care oricum ai luau, oricât ai ascultat-o, numai nu se mai lipește. Am venit într-o zi, veneam cu familia și veneam spre biserică și ascultam radio și înainte de Loeces, care din Arganda și până Loeces, sunt vreo 10 minute de drum. Înainte de Loeces, am ascultat o cântare și tot aia cântau și până la urmă îi spuneam la soție, zic, ăsta numai e gata cântarea asta. O mă ajunge la biserică și ăsta e tăi la refren. O cântare acolo de 15 minute, de zici că era cântarea lui Moise. Și tot o amâna și tot o mai lungea și tot. Astea nu-s cântări care să atingă inima oamenilor. O cântare imediat după ce începe să se cânte, te atinge. De ce? Pentru că cântările preluate de la părinții noștri, le preluate de la Traian Dors, de la fratele Niculiță, toate acestea nu sunt compuse cum sunt compuse cele de astăzi. Sunt într-adevăr oameni care stau la îndemâna lui Dumnezeu și Dumnezeu se folosește prin cântările lor. Dar trebuie să fim foarte atenți ce cântăm. Ce am auzit, spunea cuvântul lui Dumnezeu, ce am auzit. Ce știm? Ce știm? Păi asta o știi, asta s-o cântăm. Ce am auzit? Am auzit în trecut cântările alea vechi, cântări atunci când se ridicau niște frați în vârstă, care mulți dintre ei aveau câte două clase, care n-aveau multă școală, dar când începea o cântare și aia lungă, pentru că când am făcut primii pași pe calea pocăinței, eram foarte puțin tinerești și cei care erau la Alamando erau frații în vârstă. Cântau câte o cântare, că zici, de la 6 la 7, numai una singură. Dar știți ce lucra Dumnezeu prin cântările alea? Știți că Dumnezeu se atingea de inima și transforma Dumnezeu vieți? Acum mai cântăm câte o cântare, câte o strofă și de câteva ori repetăm refrenul și credem că și suntem cu mâinile pe sus. Dragii mei, trebuie să fim foarte atenți care sunt laudele pe care noi le preluăm și le vestim și le ducem mai departe. A doilea gând, din versetul 4, ce vom vestea neamului de oameni care va veni?
puterea Lui și minunile pe care El le-a făcut. Întotdeauna ca învățători, ca părinți, trebuie să fim foarte bine pregătiți și le spunem copiilor noștri. Pentru că vremurile care vor veni, atât vremurile care le-au petrecut, prin care au trecut părinții noștri, le-am trecut parte dintre noi, nu vor fi mai rost decât vremurile care vor veni peste copiii noștri. Și noi trebuie să-i pregătim pentru vremurile acestea. Trebuie să le spunem despre puterea lui Dumnezeu. Așa cum am auzit sora Estera, este o minune a lui Dumnezeu că astăzi este împreună cu soțul și au adus la binecuvântare pe băiețelul lor. Trebuie să vadă copiii noștri care sunt puterile, care sunt minunile lui Dumnezeu. Este o vârstă de la care trebuie să înceapă să aibă niște... Să trăiască o viață cu Dumnezeu și mai aproape. Dar trebuie să fie motivați de cine? De noi. De multe ori ascundem minunile lui Dumnezeu de copiii noștri și căutăm să le vestim nu știu unde. Dar să știți că în Iosua capitolul 4 este un cuvânt pe care am întrebat și pe niște frați când eram odată pe mașină. Spunea că acolo sunt niște pietre de aducere aminte pe care Domnul îi spune lui Iosua să facă lucrul acesta. Dar interesant că pe Iosua îl pune să zidească pietrele acestea în mijlocul Iordanului. Și tot poporul care era cu Iosua spune că trebuia să zidească pietrele acestea, 12 pietre, undeva pe uscat. Și m-am gândit, de ce îl pune pe Iosua să zidească în mijlocul apei? Pietre de aducere de aminte, când vine apa normal, deci acolo nu mai știe numai Iosua. Și de ce pe evrei îi pune să zidească pietrele acestea pe uscat? Pentru că este de datoria noastră, nu de datoria slujitorilor, să zidim pietrele pe uscat pentru ca cei din lângă noi, cei care vin după noi, să-și aducă de aminte, dacă vor întreba de pietrele acestea, să știe că pe aici a trecut poporul lui Israel și în apă, doar slujitorul și Dumnezeu trebuie să-și aducă de aminte de pietrele acelea. Este de datoria poporului să spună, să vestească minunile și puterile lui Dumnezeu. Iar slujitorii, ei trebuie să le zidească în mijlocul apei. Dar știți că este interesant? Că pietrele acestea spune cuvântul lui Dumnezeu că au rămas acolo până în ziua de astăzi. Mulți slujitori de frică să nu le iei apa pietrele, mai zidesc un rând de pietre, mai zidesc încă două, mai pune încă una acolo în vârf să se vadă că acolo el a zidit ceva. Nu. Ce vreau să spun cu lucrul ăsta? Adică sunt mulți slujitori care mai caută ei să vestească puterile lui Dumnezeu făcute în viața lui altora. Este datoria noastră să vestim puterea lui Dumnezeu ca să audă și cei care vin după noi, ca să se încreadă în Dumnezeu. Ia să vedem, în capitolul 5, ce trebuie să învățăm pe copiii noștri? El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii. Prima temă cu care noi trebuie să mergem înaintea copiilor noștri este să învățăm pe copiii noștri legea. Și legea aceasta este în cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu pe copiii noștri. Fiecare dintre noi suntem o istorie, dar fiecare dintre noi care vine după noi va fi o altă istorie. Fiecare dintre cei care vin după noi au o traiectorie. Și depinde de fiecare ca părinte cum sau încotro le îndreptăm pașii, înspre ce. Ne place și ne bucurăm, cum ați făcut și dimineața asta, că v-ați bucurat de copiii dumneavoastră, că v-au slujit înaintea dumneavoastră. Dar pentru asta noi trebuie să învățăm, nu trebuie să lăsăm doar pe mâna educatorilor, nu. Sunt o oră, două ore care le petrec acolo la grupă și restul, 24 ori 6, plus câte ore mai petrecem și duminica cu ei. Este de datoria noastră să învățăm. Și profit de ocazie. Vreau să vă spun, trebuie să învățăm copiii noștri să vorbească limba română. Trebuie să învățăm să vorbească pe românește. Ne rugăm aici pe românește, se vestește cuvântul lui Dumnezeu pe românește, aveți sau nu aveți Biblia în spaniolă, eu am acasă. Pentru mai mult și pentru mine, dar și pentru copii. Dar aici ne rugăm pe românește. Și vreau să vă îndemn din partea mea, pentru dumneavoastră ca și părinți, să vă puneți copiii să citească pe românește. Va începe talentul în negoț. Și pentru cei mai buni,
Domnul se binecuvinteze să fie toți, din partea mea să fie toți, care vor ajunge în România, vor concursa cu cei din România. Acolo nu mai merge că stai că spun câteva în spaniolă, nu, se va concursa în limba română. De aceea vă rog frumos să vă ocupați și de lucrul acesta pentru copiii dumneavoastră. Este o învățătură care trebuie să le dăm noi și este o datorie de a noastră care trebuie să le dăm copiilor noștri. Pentru că ei vin după noi și trebuie să știe ce înseamnă, cum trebuie să se trateze între ei. Când plecăm în România, fetița noastră până acum 2 ani a vorbit totdeauna când o duceam că cu harul lui Dumnezeu în fiecare an mergem în România. 5 ani de zile la rând a mers mai mult și s-a jucat cu cei cu copiii vecinilor. Și numai mai mult cu degetul, i-a arătat mai nu știu ce. Și odată, anul trecut, nu celălalt an, când i-am dus în România, am stat de vorbă cu ea. Zic, dacă vrei ca, virgulă, copiii să se joace cu tine, tu trebuie să vorbești pe românește. Tu îi înțelegi pe ei că ei ce îi spun, pentru că noi vorbim în casă numai românește. Dar nu te înțeleg ei pe tine dacă tu vrei să le spui ceva în spaniolă. Și dacă vrei să te joci mai frumos, atunci trebuie să înveți. Și dați-mi voie să vă spun, să aici copiii. Aproape tot drumul a trebuit să învățăm ce înseamnă. Și deja și știam cu cine să joacă, ce vrea să se joace, pentru că ce ne întreba pe noi, aia trebuie să-i traducem. Este de datoria noastră. Evreii, ori prin câte popoare au ajuns, oriunde au ajuns, evreiască n-au uitat-o. S-ar putea ca din generația viitoare să ne înțelegem cam greu cu ei. Pentru că sunt învățați numai pe românește. Domnul să ne binecuvinteze, să fim atenți și la lucrul acesta. Timpul trece așa de repede și vreau să mă apropii de partea generației viitoare. Pentru toate învățăturile care sunt aduse, dați-mi voie să mă refer la voi, pentru că marea majoritate a tineretului suntem concentrate aici în fanfară, sunteți mai aproape de mine. N-am cu nimeni nimic, dacă vă spun ceva și vă uit la careva dintre voi, să știți că n-am cu voi cu niciunul nimic. Dar pentru că sunteți mai aproape și vă văd și chiar stau acolo în sală și chiar de pe treilea rând, parcă sunteți mai aproape ca și ambonul. Trebuie să vă gândiți, dumneavoastră, la fiecare învățătură pe care ați primit-o de la părinții voștri. Să nu vă fie greu când părinții voștri vă spun, trebuie să mergem la biserică. Oamenii aceștia au primit laudele. Oamenii aceștia, poporul evreu, înainte ca să învețe pe copiii lor, au primit niște porunci. Și noi, în calitate de părinte, vă spunem că noi vă vrem la toți, vă vrem binele. În primul rând, părinții voștri. Îi aveți cel mai aproape, vă cunosc cel mai bine, vă puteți sfătui cu ei. Vă cunosc problemele voastre. Dar ceea ce vrem să vă legăm întotdeauna, în inima dumneavoastră, să fie legată de Dumnezeu. N-am avut parte eu personal, de ce aveți parte voi. Dar vreau să vă spun o întâmplare prin care am trecut. S-a întâmplat în viața mea, în urmă cu câțiva ani buni. Era examenul de admitere. Trebuie, după ce am terminat școala generală, trebuie să mergem la un liceu. Acum dumneavoastră aveți harul ăsta că vă trece mai ușor, nu ca pe noi. Și am vrut să candidez la un liceu bun. Dar nu de mult vorbeam cu copiii mei. Pentru că i-am auzit de câte ori am fost dus și eu la biserică, la penticostală. Am fost luat de bunica mea de mână și m-a dus și am auzit. Dar n-am știut eu cum să procedează. Cum trebuie făcut? Am auzit că dacă tu îl chem pe Dumnezeu, în numele Lui, tu ești mai mult decât biruitor. Și v-am spus, eram învățat din niște oameni în vârstă. Familia Țâlea știe foarte bine. Am candidat la liceul ăsta și au fost foarte mulți pe un loc. Nu vă spun ca să nu creadă cineva că m-a ridicat să mă laud. Toată slava aia Lui. Și a zis părinților mei, mă zice, tu te duci acolo, da, ai învățat, da. Păi zice, acum o să vedem. Zic, auzi, eu mă duc în numele Domnului să-mi dau examenul acolo. Și dacă Domnul vrea să intru, intru, dacă nu, nu. Am ajuns la Cluj și au fost, hai că vă spun, 42 pe 5 locuri.
Am fost acela care, am fost al treilea, care după note, am fost al treilea din 42. Am rămas doar 5. Ceilalți au căzut. Nu mă întrebați ce am scris. M-au întrebat părinții după ce am ajuns acasă, nu, ce ai scris acolo? Nu mă întreba, că nu mai știu. De ce? Pentru că am auzit că dacă mergi în numele lui Iisus, tu ești mai mult decât biruitor. Trebuie să vă învățați, trebuie să creșteți în lucrul acesta, să vă încredeți în Dumnezeu. Problemele dumneavoastră cu care vă zbateți în fiecare zi, trebuie să-L implice și pe Dumnezeu în viața voastră. Mulți dintre dumneavoastră ați fost botezați cu Duhul Sfânt. Mă bucur de lucrul acesta, slăviți să fie Domnul. Dar să știți că problemele nu evită nici pe ăla botezat cu Duhul Sfânt, nici pe ăla altul. Și dacă vrei să fii biruitor, trebuie să te îngândești la toată investiția părinților pe care a investit-o în tine. A căutat întotdeauna să-ți îndrepte pașii spre Hristos, să-ți ridice privirea spre El, dar să nu uitați că dumneavoastră, ca și copii, întotdeauna trebuie să vă gândiți ce au făcut și părinții pentru voi. N-am avut parte de părinți întorși la Dumnezeu, dar să știți că atunci când bunica se ruga pentru noi, poate v-am mai spus lucrul ăsta, parcă se stingea tot cheful de joacă. Când intra în camera ei și se ruga pentru noi, ne pomenea pe nume pe fiecare dintre noi. Mă gândeam în momentul ăla, zic, asta iar mă părăște la Dumnezeu. Pentru că eu nu vreau să mă pocăiesc. Eram dintr-o familie mai ortodoxă și nu vreau să mă pocăiesc. Și când mă amuzeam numele, parcă mi-era ciudă că mă pomenește înainte lui Dumnezeu. Și datorită rugăciunilor, astăzi mă pot bucura împreună cu cei mântuiți de Hristos. Slăviți să fie numele Domnului! Dragii mei, poate sunteți nemulțumiți de atâtea ori, pentru că nu le aveți cum le au alții. Dați-mi voie să vă spun o întâmplare. Se spune că odată un copil era foarte nemulțumit de mama lui. Erau numai amândoi în familie. Și foarte nemulțumit, foarte supărat, au luat odată o coală de hârtie și a scris: pentru că am fost după pâine 2 euro, pentru că am măturat în casă 5 euro, pentru că am făcut nu știu ce, nu știu cât. Și a tras linie 20 de euro. Și s-a dus cu foaia la mamica sa și i-a zis: uite, pentru tot ce am făcut, trebuie să mă plătești. Mămica a plecat. Seara când s-a întors, băiețelul dormea. Pe aceeași foaie de hârtie, în josul paginii, a scris: pentru toate nopțile pe care nu le-am dormit, = 0. Pentru toate rugăciunile care le-am înălțat la Iisus, = 0. Pentru toate hainele pe care ți le-am cumpărat ca să nu-ți fie rușine în mijlocul colegilor tăi, = 0. Și tot așa, dimineața când s-a trezit băiețelul, a citit acolo pe foaie, a văzut nota de plată a mămicii. Plin de rușine s-a dus la mamica și a zis: îmi pare rău. Dumneavoastră sunteți generația care ați venit după noi. Noi, eu mă consider astăzi cuprins între cele două generații. Nu mă recunosc nici într-una. Nici în aia tineri, nici în aia bătrâni. Dar toți am ajuns într-o perioadă când nu am avut atâtea în casă. N-am avut jucăriile de care voi vă bucurați astăzi. N-am avut familiile de care voi vă bucurați astăzi. Pentru că la noi era cu totul diferit. Și nemulțumirea pe care o aveam și noi era suficient să le spună. N-am păpuci, n-am haine, n-am. Și răspunsul ni se dădea din partea părinților: nici noi n-avem. Și era suficient. Nu mai trebuie să te arunci pe jos, să faci grevă, să stai cu pancarda în fața... Nu. Era suficient. Era destul. Și pentru că acum părinții voștri, noi, și nu știu dacă e un lucru greșit sau nu, căutăm să nu treceți prin aceeași situație ca și noi. Vă le dăm
vi le cumpărăm, vi le promitem și vi le aducem, ca toți să trăiesc mai bine decât noi. Vă repet, nu știu dacă e un lucru bun sau rău, dar să știți că nemulțumirea este tot mai mare din partea celor tineri, tineretului. Ar vrea în această dimineață Dumnezeu să vă cerceteze și să priviți întotdeauna la învățăturile părinților care vi le aduc din cuvântul lui Dumnezeu. Avem în Sfânta Scriptură atâtea familii care, în Cartea Împăraților de departe, dacă veți citi cartea aceasta a Împăraților, veți vedea că scrie acolo: în locul lui a domnit cu tare mama sa, se numea. Întotdeauna în spatele unui mare om a fost o mamă. Atunci când mamele dumneavoastră se roagă pentru voi, nu răsplătiți ceea ce fac ei pentru părinții voștri, pentru voi, cu rău. Când părinții voștri postesc pentru voi, când caută ca să vă meargă toate lucrurile bine, gândiți-vă ce fac ei pentru voi. Nu nemulțumirea. Cu aia nu mergeți nicăieri. Gândiți-vă că ei vă vor binele. Știți ce scrie acolo? A cincea. Cinstește-l. Și a zis că mesajul acesta trebuie să fie, și am căutat să fie, pentru toate generațiile. Câte vreme purtăm numele de copil, noi trebuie să-l cinstim, să ne cinstim părinții. Nu florile la mormânt, cu aia n-am făcut nimic. Odată, trecând pe lângă un cimitir, îmi spune unul dintre copiii ai mei, zice: auzi, când o să mor, să știi că o criptă de asta îți fac și ție. Bă, chiar vrei să te cheltui cu atâta? Da, să stai liniștit că asta-i. Zic: auzi, eu după ce mor pune acolo la minus 2, eu nu-i scoate mâna să văd cât granit ai put pe mine. Dar dăm banii ăștia de granit, de marmură, de pe criptă, dă-mi să mă bucur acum. Și apoi dacă pe mine îi pune pământ și o piatră la cap, e suficient, că eu nu știu. Liniștit o să stau. Nu florile de pe mormânt a părinților pe care vrem să le aducem. Îs o bucurie pentru ei. Bucuria pentru ei e ce scrie acolo. Se cinstim. Spunea lui Timotei că în vremurile din urmă oamenii vor fi printre și nemulțumitori, neascultători de părinți. Nu vreau să ajungeți niciunul dintre dumneavoastră, indiferent de vârstă, să ajungem printre cei care sunt neascultători, nemulțumitori, ci întotdeauna să ne îndreptăm privirea spre Domnul nostru Iisus Hristos. Sfânta Scriptură vorbește despre un Avram care și-a învățat, le-a poruncit copiilor. Sfânta Scriptură vorbește despre mame care s-au ocupat în mod deosebit de copiilor. Tot Sfânta Scriptură vorbește despre copii ascultători care au dovedit și în țări străine. Au dovedit de ascultare, au dovedit de investiția părinților. Nu s-au depărtat de Dumnezeu. Sfânta Scriptură vorbește despre toți, că vom ajunge odată în împărăția lui Dumnezeu și vom cânta cântările, laudele. Dar până atunci, noi trebuie să le facem aici pe pământ. Noi trebuie să vestim puterile lui Dumnezeu, să le poruncim celor de lângă noi, să învățăm, pentru că problemele care vin, cu care ne vor surprinde într-o zi, este bine dacă ne găsesc pregătiți. Pentru că Dumnezeu este Cel care ne întărește, Dumnezeu este Cel care ne ajută. El este Tatăl tuturora. Slăvit să fie numele Domnului. Ar vrea în această dimineață să învățăm întotdeauna să privim înspre copiii noștri. Copiii să privească înspre părinți pentru tot ce fac. Și să, când vor ajunge bătrâni, în Eclesiastul capitolul 12 spune acolo, începând cu primul verset: adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele grele. Și acolo continuă în jos. Când se vor stinge, când se va rupe, pentru că trupul ăsta se duce. Dar ferice de părintele care lasă în urma lui niște lucruri bune, niște indicatoare bune, săgeți bune înspre Iisus Hristos pentru copiii lor. Numai Dumnezeu ne poartă de grijă în fiecare zi. Atât o spun la părinte cât și la copil. Numai Dumnezeu ne întărește, numai Dumnezeu ne ascunde la umbra aripilor Lui. Dar să nu ne depărtăm de Dumnezeu. Că așa cum le primim binecuvântările,
tot așa primim și mustrările, tot așa primim și pedepsele. Domnul să ne binecuvinteze, pentru că avem aceeași țintă. Ne dorim să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, să ajungem împreună cu copilașii noștri, să-i creștem spre slava Lui, să ne ocupăm de generația aceasta, să ne ocupăm de generația viitoare, pentru că Dumnezeu ne vrea pe toți. El a murit pentru toți și El ne vrea pe toți în împărăția Lui și zilele aceasta, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. În 2015, am fost în Statele Unite vreo 3 săptămâni. Am fost în Sacramento, am fost în Atlanta, în Arizona și în toate bisericile mari. Prima parte a serviciului, există un tânăr, 30 de ani, probabil, unde ține predica în limba engleză. Iar apoi, următorul predicator, sigur, fiind mai bătrân, vorbește în românește. Același lucru se întâmplă și la noi. Mulți copii de aici, noi mai folosim tot felul de termeni care ei nu știu românește, pentru că acasă nu vorbesc numai spaniolă. Așa cum spunea fratele Petrică, ar fi indicat acasă să vorbim românește, că spaniolă vorbesc pe stradă, pe internet vorbesc spaniolă, la școală vorbesc spaniolă și sigur că după un timp va trebui să implementăm și la noi acest program în care să avem o predică și în limba spaniolă pentru cei care nu știu românește. Da, o să mergem spre încheiere, timpul s-a dus, e 12:30, aproape imediat. Nu știu pentru noi ce sunt copiii, pentru mulți părinți care acum deja copiii sunt mari sau căsătoriți sau încă sunt mici, ce ne-au adus copiii, bucurie, satisfacție sau avem de atâtea ori plângeri că ne-e tare greu și așa mai departe, nu? Pe lângă faptul că ne este și greu atunci când sunt copii mici, dar ne aduc și bucurie și spune omului Dumnezeu că fiii sunt o moștenire de la Domnul. Tot omului Dumnezeu în Proverbe spune că casa și averea le moștenim de la părinți. Unii care au averi și casă le lasă la copii, unii care stau în chirie nu se le lasă nimica, chiria. Chiria, că dacă n-au nimic ce să le lase. Sigur, casa și averea, probabil că am văzut și în România copii plecați peste hotare, părinții bătrâni nu-i mai caută și nici nu-i mai interesează, dar când au auzit că au murit să duc să ia averea, ce-o rămas, casă, pământul și așa mai departe, nu? Copiii sunt o moștenire care ne-o dă Dumnezeu și suntem foarte responsabili de asta. În această dimineață, fratele Petrică a încercat să ne vorbească despre copii, despre familie, de implicațiile care trebuie să le avem și așa mai departe. Apostolul Pavel vorbește în Timotei, în capitolul 1, versul 18, 19, 20, de a păstra, să păstrăm credința și cugetul curat. Înseamnă a conserva. E foarte greu să conservi un lucru, nu? Acum avem frigidere, de înainte când nu era frigidere, cum păstrai alimentele? Era foarte greu, că nu puteai. A conserva, a păstra, e foarte greu, e foarte greu, nu? Mai ales a păstra credința exact ce am primit. Pentru că vrând de vrând, în lumea în care trăim noi, lumea face progrese extraordinare. Ascultați-mă, poate că îți prea dur, lumea vrea să-L mutileze pe Dumnezeu. Să-L mutileze pe Dumnezeu. Și lumea creștină. Nu mai există respectul, reverența care ar trebui să o avem, nu? Și zice Pavel lui Timotei, păstrează credința într-un cuget curat. Prima dată diavolul îți virusează cugetul, ți-l murdărește, ți-l pervertește și credința ta apoi se diluează. Și nu mai ce ai fost. Sigur, în lupta aceasta, sigur, există în lumea creștină, în lumea evanghelică. Te uiți în România, pe internet, te uiți peste tot, predicatori, unul e în stânga, unul e în dreapta, unul spune că asta nu-i păcat, altul spune e păcat.
Citești în Biblie și nu știi ce să alegi. Bă, e păcat sau nu e păcat? Nu. Ați păstra credința într-un cuget curat. Asta e foarte important, îi spune Pavel lui Timotei. Riscurile de a te abate de la principiile lui Dumnezeu sunt foarte mari, sunt foarte mari. Îi spune Domnul lui Iosua atunci când îl pune în fruntea poporului, zice, cartea aceasta legii sunt să depărteze de gura ta, stăruiește asupra ei și așa mai departe. Și apoi într-o altă conjunctură îi spune, nu te abate nici la stânga și nici la dreapta. Riscurile de a lua-o la stânga sau la dreapta sunt foarte mari, foarte mari. Dar îi spune, tu nu faci lucrul acesta, nu te abate. Diavolul încearcă să te amăgească, să vină cu tot felul de lucruri care, așa, e foarte important, nu știu dacă reușim noi, pentru că, ascultați-mă, ce să-i cer unui părinte să aibă copiii, nu știu cum, că la rândul lor ei nu sunt cum trebuie, ei nu sunt spirituali și le cerem copiilor lor să fie buni, nu se poate, nu se poate. Dacă, ascultați-mă, reperele care le avem în Sfânta Scriptură, nu le putem modifica, nu le putem schimba, vrea să le anulăm. Să nu fie modele. De exemplu, Isaac a fost un model atunci când l-a avut pe Esau și pe Iacov. Esau, spune Biblia, că a trăit prin păduri, prin câmpuri. Iacov a stat acasă cu mama, cu tata și a implementat mama și tata în el educație, respect, reverență și așa mai departe. Ei, când s-a căsătorit Isaac, ăsta, Esau, ascultați-mă, cum sunt unii astăzi, mă căsătoresc și zice tata, mama, vezi că ceva nu-i regulă, fata aia nu-i de tine, băiatul ăla, lasă-mă, mamă, dumneata mă înveți acum pe mine să mă însori, când ai fost, tu n-a fost internet, n-a fost cutare, nu-mi dai mie lecții de însurat, nu-mi dai mie lecții, eu știu să mă însor. Așa fac astăzi. Știu unul în România, i-au spus părinții, nu te căsători cu fata asta, că nu-i de tine, nu, eu mă căsor, sunt însurat. Și au avut o viață de calvar, toată viața, de calvar, că nu a ascultat. Ce vreau să vă spun? Când Iacov trebuia să se căsătorească, știți ce au spus părinții? Ascultă, Iacov! Și era matur, era major. Nu, la 16 ani îți strântește ușa și se duce și vine când vrea el seara. Și el pocăit și tu pocăit. Îmi pare rău. Iacov era de însurat și i-a spus mama, Rebeca, Iacov, du-te acolo la neamurile mele și acolo du-te și caută-ți o nevastă. Și zice Rebeca lui Isaac, ascultă-mă, dacă și Iacov își ia una din fetele hetiților, la ce mi-e bună viața, că nurorile astea mi-au făcut viața amară, că mai bine să mor, să mă ducă la groapă, să mă mormânteze. Nu mai am nevoie de așa nurori. Dă-ți seama ce amărăciune a produs Esau părinților prin căsătorie. Dar Iacov era major și spune că Iacov a ascultat de tata și de mama și a plecat în țara părinților lor. Foarte important. Domnul să binecuvinteze toți părinții. Ascultați-mă, vrei să ai copii buni? Ocupă-te de ei, vorbește-le, fii prieten cu ei. Nu știu, folosește orice metodă bună încât copiii tăi să aibă respect pentru tine. Ascultați-mă, am vrut să dau un exemplu acum, dar da mare să aici, nu vreau să folosesc de exemplu acum. Știți ce? Să ai atâta respect încât copilul când e mare și la căsătorie să-ți ceară acordul și în toate lucrurile să zică, tată, ce părere ai? Mamă, ce părere ai? Ce zici? Dacă ai reușit performanța asta, înseamnă că ai copii buni, ai copii care te respectă. Dar în momentul când nu mai cere niciun sfat, îți strântește ușa și se duce, rămâi cu lacrimi, cu dureri și cu amar. Domnul să ne dea înțelepciune tuturor părinților, să ne creștem copiii așa cum vrea Dumnezeu. În mijlocul acestei lumi murdare și păcătoase, să ne păstrăm credința și un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Spune Biblia că unii și l-au pierdut și au căzut de la credință. Momentul când ți-ai pervertit credința, ți-ai murdărit cugetul, poți să faci de toate, ai căzut de la credință. Asta spune Biblia. Domnul să ne binecuvinteze. Beni, dacă reușiți să cântați două strofe, e ok. Și apoi o să ne rugăm pentru copii. Thank you.
Fără binecuvântarea ta, fericire n-are nimeni ea. Nu e soare, nu-i lumină, fața de necaz e plină. Viața n-are niciun cer senin, sufletul de îngrijorări e plin. Inima se ofilește, după tine ea tânjește. O, Iisuse, binecuvântarea ta, revars-o din plin peste acești copii. Acești copii, o, Iisuse, dă-i din Duhul tău cel Sfânt să se încreadă în tine cât va trăi pe acest pământ. Invit aici familiile, Cornel și Estera, Rio și Damaris și fratele Grigore. Poate știți gradul de rudenie între cele două mame, nu? Sunt verișoare. Așa că copiii lor, Lucas și Isaac, sunt veri, verișori de a câtelea, de al doilea, așa, Domnul să-i binecuvinteze. Sper că Isaac mă recunoaște că l-am mai luat în brațe, dar acum o să mă și rog pentru el. Să stăm cu toți în picioare. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel, să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze, să te păzească, Isaac. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, să se îndure de tine, Isaac. Domnul să-și înalțe fața peste tine, să-ți dea pacea, Isaac. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, amin. Plecăm capetele pentru rugăciune. Tată din ceruri, venim cu reverență înaintea Ta și cu smerenie, Doamne, venim să ne închinăm, să cerem îndurare, să cerem binecuvântare peste micuțul Isaac. Acest nume, Doamne, care Avram l-a pus fiului său, acest copilaș care astăzi, Doamne, părinții l-au adus aici să ne rugăm pentru el, mă rog, Tată din ceruri, Tu care ne-ai spus să punem numele Tău peste copiii noștri și Tu îi vei binecuvânta, Doamne, punem numele Tău peste Isaac în dimineața aceasta. Te rog să-l binecuvintezi, Doamne. Te rog să fie mâna Ta peste el, Doamne. Fie ocrotirea Ta peste el, Doamne. Înalță-ți fața peste el în fiecare zi, Doamne. Imprimă în el, Doamne, voia și cuvântul Tău, Doamne. Dă înțelepciune și abilități sfinte când va fi mare, Doamne. Acest nume care îl poartă, Doamne, să fie pentru slava și gloria Ta, Doamne. Dacă vei îngădui încercări peste el, Doamne, te rog să-l binecuvintești în mijlocul încercărilor, să-i ai de mână, Doamne, și să-i dai zbândă, Doamne, să-l povățuiești pe cărări drepte din pricina numelui Tău, Doamne. Te rog să-l ocrotești în fiecare zi, Doamne,
și să-i dai îndurare, Doamne. Îl încredințăm în brațul Tău puternic, Doamne, și noi credem în binecuvântările Tale care ni le dai copiilor noștri, nepoților noștri, Doamne, și îți mulțumim, Tată din cerul, căci în fiecare zi vedem mâna Ta protectoare peste noi, peste copiii noștri, peste nepoții noștri, Doamne, și credem în promisiunile Tale, Doamne, și ajută-ne să rămânem credincioși Ție în fiecare zi, Doamne, indiferent de circumstanțele vieții, de necazurile vieții, Doamne, dorim să rămânem ancorați de Tine, noi, copiii noștri, nepoții noștri, Doamne, și Biserica Elim în întregime, Doamne. Îți mulțumim, Tată, și Te lăudăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Mulțumesc Domnului că astăzi am putut și să plâng și pot și să mă bucur. Nu vă spun de ce am plâns, dar vă spun de ce mă bucur. Fratele Petrică spunea că se vede printre două generații. Astăzi pot să spun că sunt printre cele patru generații. Astăzi, în familia lui maică mea, în familia noastră, este cel de-a 23-lea nepot, strănepot, cei 43 de nepoți care are maică mea, 8 frați și surori care mai suntem, și cu cumnați și cu gineri și cu ginerile surorilor mele, am ajuns la 98. Doresc ca Domnul pe toți să-i binecuvinteze. Astăzi în brațele mele este Lucas, băiețelul lui nepoata mea, care putem să spunem că este o minune astăzi în locul acesta, și vreau doar să facem ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Deși am văzut minunea lui Dumnezeu până acum, și cred că și în continuare, mâna lui Dumnezeu va fi de partea noastră. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Lucas. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Lucas. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Lucas. Astfel să pune numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Tată Ceresc, stăm înaintea Ta și cu mulțumire, din adâncul inimii vrem să-ți mulțumim, că de atâtea ori am văzut mâna Ta la lucru, de atâtea ori am văzut binecuvântarea Ta în familia noastră. Și în ziua de astăzi, Doamne, vrem să punem numele Tău peste Lucas. Chiar dacă cel rău s-a luptat, Doamne, de multe ori, dar îți mulțumim că Tu ai fost acel care ai fost de partea noastră și Te rog, Doamne, să-l binecuvintezi, Doamne. Te rog să binecuvintezi pe Cornel, Doamne, ca tată, ca mamă, pe Estera, Doamne, și pe toți împreună, Doamne, să ne binecuvintezi cu înțelepciune de la Tine, ca împreună, Doamne, tot neamul să Te slujim pe Tine și în împărăția Ta, Doamne, să putem să ne bucurăm, Doamne, și acolo să fie și Lucas, Doamne, chiar dacă s-a născut într-o lume cu probleme, cu încercări, Doamne, vor veni vremuri grele, Doamne, vrem să ne încredințăm în mâna Ta și în brațul Tău, Doamne, și știm că ce binecuvintezi rămâne binecuvântat. De aceea ne încredințăm în brațul Tău, Doamne, că numai Tu ești acel care poți să ne binecuvintezi, numai Tu ești acel care poți să ne porți de grijă. De aceea îți mulțumim, Doamne, și credem lucrul acesta, că Tu ne-ai binecuvântat pe toți, Doamne, și vei binecuvânta și pe Lucas și familia lui. De aceea Te rugăm frumos, rămâi cu noi, ne încredințăm în brațul Tău de acum și până în veci de veci. Amin.
Am vrea să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta, pentru timpul care Domnul ne-a acordat și prin fratele Ciprian Marian să-i dăm un microfon, să mulțumim Domnului.